Cu tine numărate cu ton, sticle cu ulei de măsline, dar și băuturi, brânzeturi, cafea și tot felul de dulciuri sunt darurile pe care le primesc românii care au rude și amici în străinătate. Sunt aparent aceleași produse pe care le pot cumpăra și de aici. Totuși, expeditorii insistă că în țara de adopție găsesc mărfuri de calitate mai bună și la prețuri mai mici, astfel încât să merite și costurile pentru transport. După aproape 20 de ani în Pamplona, Spania, Emma adună într-o listă de prin februarie dorințele rudelor din Teleorman eu cred că toți trimitem dulciuri pentru timp, pentru piticii familiei. Uh, un ulei de măsline care e mult mai ieftin și mult mai bun aici, mai ales cel presat la rece. Jambon. Am avut cereri din partea familiei până și de șuruburi care sunt super mai ieftine. Dibluri. Și totuși, în relatările românilor din lumea largă apar aceleași cuvinte cheie. Ulei de măsline, ton, cafea, brânzeturi scumpe și dulciuri care, mai ales în Italia, Spania și Franța, sunt într-adevăr cam cu 15% mai ieftine. Cei care trimit alimente congelate și perisabile stau cu mare grijă până sunt anunțați că au ajuns. Unii dintre românii care trăiesc în străinătate trimit coletele ca pe vremuri, învelite în cerceafuri brodate și cusute cu ață sau în sacoșe de rafie. Durează cam o săptămână ca un pachet să ajungă din comunitatea europeană și până aici. Așadar, multe dintre pachete au fost trimise înainte de floriile ortodoxe. Iar dacă vrei să fii sigur că darurile ajung la timp, poți folosi și poșta rapidă. În această situație durează patru zile. Deseori străbat continentele colete expediate simultan din țară și străinătate. Cristian, medic veterinar, trimite mezeluri uscate și caș maturat, apoi așteaptă. Avem o verișoară care este chiar peste ocean, chiar din America, din Canada, am primit un whisky, un sirop de arțar și, și din, din Anglia am primit mai multe cadouri, îmbrăcăminte. Mii de pachete au plecat deja de la noi, fie prin firme de curierat, fie cu microbuze și autocare spre țările unde sunt mari comunități de români, Italia, Spania și Germania. Coletele conțin tradiționale. În Italia și în Germania copii, nepoții, fratele de la ei de sărbători, dulciuri, de -ale lor, da, specificul lor. Iar noi, în schimb, le trimitem ceva tradițional moldovenesc când noi suntem din Moldova, le trimitem un cozonac foarte bun, o sărmăluță, un miel. Miel? Miel, da, îl congelăm foarte bine. Nimic neobișnuit, spun reprezentanții poștei române. Românii trimit România în afară, începând de la miez de nucă până la pufuleți sau chiar mătură. Din paie, desigur, așa cum își amintesc din copilăria petrecută la țară.